Manifestările din programul praznicului au început deja de la mijlocul săptămânii, însă în weekend are loc sărbătoarea propriu-zisă și evenimentele care în fiecare an scot din casă mii de pecicani, dar și turiști sau fiei localității plecați în țară și în lume. Noi avem în acest an o sărbătoare foarte importantă, care este praznicul de pită nouă, ediția 2015. Am pregătit 5 zile de sărbători, a început chiar miercuri deja și mai avem de parcurs 3 zile pe care cred că 3 zile vor fi frumoase cu evenimente multiple, multă culoare în aceste activități culturale. Avem muzică populară foarte mult, avem muzică ușoară, avem formații din Ungaria, avem concursuri gastronomice și bineînțeles concursul de prins purcei care va fi duminică după masa. Și anul acesta cei care au conceput programul au încercat să păstreze un echilibru și să aducă în fața spectatorilor că, în primul rând, cât mai mulți reprezentanți ai artiștilor locali, cât mai multe trupe, cât mai multe ansambluri care să pună în valoare tradiția locului acesta, precum și a celor din jur. Sunt ansambluri din Ungaria, sunt multe formații de muzică populară, de dansuri, artiști din Pecica, dar autoritățile s-au gândit și la cei care își doresc să aibă sentimentul mândriei că în localitatea lor vine și un nume mare, vine și o vedetă, astfel încât capul de afiș al praznicului de pită nouă de anul acesta de la Pecica este Paula Selling. Eu aștept de un an de zile. Ce vreți să vedeți cel mai mult? Nu știu, nimic în mod special. În materie de muzică sau spectacole, ce vă place mai mult? Mai mult muzica decât spectacole. Bancă. Sunt și recitaluri de umor, vin unii se spună glume? Da, la vin la... Da. Astăzi, pe seară, la 8:20, da, dumori cu fechile. Și copiii din localitate pregătiți pentru concursul de prins porci? Pentru cei? Da. Da. Dar și pentru unul așa mai mare, dacă este. Dincolo de distracție, sărbătoarea are și un substrat spiritual. Avem și Sfințirea Pâinii Noi, care va fi duminică la ora 12:30, un eveniment foarte important, mai ales că pe scenă vor urca toți preoții din localitate și vor sfinți împreună pâinea și grâul cel nou, care este un produs specific pentru zona noastră, mai ales că Pecica este un oraș preponderent agricol și aceste produse sunt foarte, foarte bune, mai ales grâul din care se face pâinea cea bună în orașul nostru, Pecica este foarte renumită despre pâinea pe care se face aici. Cea mai mare parte a evenimentelor vor avea loc în Piața Regele Mihai din centrul orașului.